Nicolae, ai 15 ani. Cum aș putea să scap de patima judecății? Dragul meu, Nicolae, bună întrebare, bună dorință, grea patimă. Nu-i numai a ta. E patima omului care s-a rupt de Dumnezeu. Când Adam a ascultat de Eva, Eva a ascultat de șarpe, când Dumnezeu a întrebat ce ai făcut, el în loc să zică am greșit, Doamne, iartă-mă, el a zis nu eu, Eva, Eva, nu eu, șarpele. Deci a apărut această învinovățire a celuilalt. Din această patimă, din această atitudine a omului bolnav, fără Dumnezeu, s-a format această deprindere a noastră de a-i judeca pe ceilalți. De ce? Pentru că nu avem curajul să vedem că nu suntem gata, că nu suntem desăvârșiți. Nu avem curajul să vedem că suntem și răi, că avem și slăbiciuni, avem și neputințe. Și atunci, pentru că nu suportăm, noi trebuie să fim buni, să fim grozavi, să fim premianți. Și nu înțelegem că nu suntem buni, ci devenim buni cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci de durere că nu suntem buni, îi condamnăm pe alții. Căutăm pe cineva mai rău ca noi. Și ca să scăpăm. Dar în felul ăsta noi devenim și mai răi. Ori, ca să ieșim din patima asta, trebuie să zicem așa. Doamne, eu când fac lucrul ăsta, cel puțin, sunt rău. Vindecă-mă, fă-mă bun. Da? Doamne, uite, eu nu pot să fac următorul lucru. Doamne, dă-mi putere. Doamne, dă-mi înțelepciune. Da? Sau, uite ce rău e cu tare. Cu adevărat. Unii oameni sunt răi. Adică fac lucruri rele. Cum să nu-i judeci? Răutatea este o rană. Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să devină bun cu ajutorul lui. Ajutorul lui Dumnezeu. Omul care se rupe de acest ajutor și nu lucrează să se facă bun, este un om bolnav. Când vezi un om bolnav, ce simți? Râzi de el? Mai sunt copii care râd decât un copil care are un handicap sau care, da? Dar acestea sunt prostioare, da? Asta e prostie. E, ce faci? Ți-e milă, așa? Ori răutatea, faptele rele sunt boli. Omul care face rău este un om bolnav. Așa cum te milă de un om pe care l-a călcat renul, așa ar trebui să ne fie milă de oamenii care fac rău, că i-a călcat cel rău. Înțelegi? Deci, Dumnezeu, deci omul acela este stăpânit de răutate. El nu e rău. Așa cum un om care are, să zicem, bube pe față. El are o boală, fața lui e frumoasă, fața lui e netedă, e curată, dar pentru că s-a îmbolnăvit, au apărut aceste bube. Și atunci tu să râzi de el, asta e o prostie. Să ne fie milă. Deci, când vedem că cineva a făcut ceva rău, să ne fie milă și să zicem, Doamne, ajută-mă și pe mine să nu mai fac relele pe care le fac și ajută-l și pe acesta să se facă bun. Că ce frumos e el când se face bun. Și mulți oameni care sunt răi și fac rele ajung sfinți, să știi. Da, pentru asta au nevoie și de ajutorul tău. Roagă-te pentru ei.